Bună ziua, dragi colegi, participanți la webinarul unde vom învăța multe lucruri utile despre fotografie. Eu mă numesc Viorica Zaharia, sunt content manager al platformei platforma care găzduiește acest webinar. Vă mulțumim pentru că v-ați înregistrat și pentru participare. Vom lucra în următoarele maxim 2 ore. Domnul Nicolae Pojoga ne va prezenta, ne va face o prezentare cu principalele reguli de realizare a unei fotografii, ce trebuie să știm despre contextualizarea fotografiilor și multe alte lucruri utile. Programul este așa, ascultăm prezentarea, dacă avem întrebări, vă rog să vă deschideți ecranele, faceți sau un semn cu mână că aveți întrebare, sau jos este un buton conversație, puteți anunța acolo că aveți o întrebare sau puteți scrie întrebarea. De asemenea, la finalul prezentării vom putea discuta și pune întrebări. Dacă nu există obiecții, putem începe. Vreau să-l rog pe domnul Pojoga să înceapă prezentarea. Da? Mulțumesc și bună ziua tuturor! Microfoanele sunt închise. Ale meu? Nu, toate sunt închise, de asta nimeni nu vă răspunde. Bună ziua, domnul Pojoga, încă o dată! Bună ziua! Mă bucur că sunt persoane cunoscute mie, de la alte cursuri, și îi salut pe cei care s-au înscris acum cu această ocazie. Eu m-am deprins să lucrez în sală de studii, să mai dau din mâini, să mă plimb și mă uit la emoțiile oamenilor, dar acum încerc o altă experiență. În emisiile pe care le am mai devreme și sunt și intrigat să văd cum merg. Dacă ceva se întâmplă, mă împiedic sau nu merge calculatorul, încerc iertare. Să mergem înainte. Eu am conceput acest seminar sau lecții sau cum vreți să-i spuneți, webinar, ca o prezentare și o discuție liberă. Înțelegeți foarte bine că pentru a vorbi despre fotografii și în mod special fotografia de presă, trebuie să luni și ani de zile, mult practică, mult training. Dar cu toate acestea am încercat o idee în 5 pași, pentru că atâtea legi am avut la stânga să număram, la 100, dar 5, deci mai degrabă sunt 4 sau 5, la un fel, în esență, în etern, pe cele 4 stichii clasice. Pentru o încălzire încerc să pornesc cu prezentarea PowerPoint, de care m-am și salvat între timp, dar deci fotojurnalism, asta e cuvântul cheie pentru astăzi și încerc să fac un ritm de la aceste slide-uri. Ia vedeți. Merge sau nu merge? Merge. Eu sunt conștient de faptul că fotografia este deja de când lumea, cel puțin mai în vârstă decât mine cu mult, și are o extindere culturală, teoretică și științifică, practică, care văd să...
Nici așa nu s-a auzit nimic. Eu vorbim tocmai cu cineva. Este, eu te-am zis că nu. Păi, nu știu să mai reiau sau nu, dar am vorbit ca de obicei niște cuvinte pe care nu pot să mai repet. Da. Și, da, se întâmplă. Și acum trecem la meserie. Nu avem prea mult timp. Trebuie să ne ținem de această legătură care o avem și găsesc minunată pentru a comunica. Deci am definit împreună cu dumneavoastră și de mai multe ori jurnalismul fotografic fiind fotografia pe jurnalism. De ce am optat pentru 5 pași, explicasem mai sus, adică să ne limităm pe cât putem area discuției și de training pentru ziua de astăzi. Mă întrebam și eu cu această ocazie cât de multe fotografii vor fi existând pe lume acum și în 2012 am văzut o statistică, pentru că mai încoace mi este frică să consult statisticile. Erau deja peste 100 de miliarde de fotografii, nu știu dacă vă imaginați, așa, nu lei, dar persoane, fotografii, clipuri, adică este enorm. Această meserie, artă, această preocupare a oamenilor a acoperit tot ce este posibil. Fotografii sunt tot pe atâta, un pic mai puțini, jurnaliști și mai puțini, și slava Domnului, jurnaliști buni foarte puțini. Adică aveți în imagine o secvență de la începutul unui meci de fotbal, cu tot tacâmul, adică puteți să vă imaginați cât este de greu, cât este de stresant și captivant această meserie. Și eu cred că sunt absolut convins că pentru astăzi, mâine și vecii vecilor, va trebui să știm că fotografia de presă are formula pe care o vedeți pe ecran, adică fotografie plus text sau caption în limba engleză, plus componenta etică. Cred că vom acoperi astăzi toate trei. La foto vom îngădui mai mult, fiindcă pentru asta am venit în fața dumneavoastră. Caption, eu am și proiect la omul cu text la fotografie, dar mă țin de ea. Iar componenta etică este o preocupare veșnică în presă și în fotografia de presă în mod special. Am pus aici pasul întâi cu o amprentă a unui picior. Urmă, zic, să renunț la aceste poante și chichiță și să mergă foarte serios înainte. Deci primul pas pe care eu personal consider să dezbatem astăzi este racursiu sau punct de stație, în engleză display. Adică cum putem privi, cât de ușor putem privi, înghiți, citi, înțelege fotografie în funcție de arta fotografului. S-ar părea la prima vedere că este un lucru banal și extrem de simplu, dar nu este chiar așa. Pentru acest pas am făcut o mică cercetare de cât a fost posibil a presiei, am îndrăznit răsfoiesc și presa Asociației Prese Independente și ei fiind gazdele, acest webinar îmi permit să mai și critic ca omul modest și politicos. Tot în exemplu vor figura multe fotografii de faimă mondială, semnați de artiști de faimă mondială și de jurnaliști. Nu le dau numele pentru că ne va lua foarte mult timp, bănuiesc că multe dintre ele vor fi recunoscute de iubitori de fotografie și să încercăm să mergem înainte. Vorbeam de racursiu, adică asta ar însemna fotograful aflându-se în mijlocul unor evenimente, trebuie să știe încotro să-și întoarcă aparatul și privirea și atenția
am început cu un absurd, adică un fotograf probabil foarte bun, dar din întâmplare fotografiază altceva, dacă 15 ani. Uitați-vă și în stânga, vedeți firul meu și în mijlocul ecranului mericel, e plăcerea voastră. Vorbeam despre fotograful care, pe lângă faptul că trebuie să știe cum să se vadă oamenii în fotografie, trebuie și, să mai se vadă și el. Această imagine mie îmi place foarte mult, adică nici nu știi de unde sare, era să zic, iepurile, în cazul dat de mașină. De foarte multe ori, persoane foarte importante, bănuiesc, înțelegeți, este această fotografie, este Papa de la Roma, nu altcineva, este fotografiat și plimbat în rețea, anume în felul ăsta, cu spatele. Deși eu nu recomand și nu doresc să înțelegeți că acest exemplu este un demn de a face poante de felul ăsta, dar mă rog, oamenii mari cu spatele și cu spatele să cunosc. Aici el văd că a găsit altă soluție și merge pe selfie, minunatul instrument al tuturor timpurilor. Mai jos dau și eu ca să vedeți un selfie al meu făcut la biroul de pașaporte. Deci este imaginea care mă inspiră și nu mă îngrijorează foarte tare, pentru că este cinstită ca abordare etică și sunt chiar eu. Eu sunt în stare să scriu și un buletin sub fotografie, un text, Nicolae Roga, născut în tare loc, la biroul de pașaporte și în dată de putare. Asta este mentalitatea mea un pic deformată profesional, dar nu ai ce face. Am pus un exemplu aici dintr-o colecție foarte rară de fotografii, ca să vedeți cum era, să zic, pozează. Vom mai vorbi de cuvântul poza astăzi. Să vedeți cum se vede și cum poate privi un om simplu, un taur, în istorie. Sau un taur poate fi și așa. Lui șede bine și este în plin exercițiu funcțiunii. Un țăran într-o fotografie clasică, dintr-o colecție state în România, poate fi și astfel. Se vede coasa, se vede omul, țăranul îi exprimă miile și zecele de mii de țărani care au ținut țara în spate. Din coace avem o imagine a unui mare artist, fotograf, care nu se știe ce a fost în capul lui când a surprins această imagine care este parcă aranjată, ține mâna în jos, dar eu cred că la mijloc este o minune aici. Acestea fiind până aici spuse, adică s-ar părea că mă și contrazic, ăsta e un obicei de-al meu mai vechi, dar farmecul unui racursiv sau punct de stație sau display nu este simplu să zici, nu fotografia oameni de la spate și vei fi fericit și bogat. Nu e chiar așa. Iată un exemplu de racursiu și de atenție, așa numitul fenomenul glastră. În fotografie este o persoană pe care o apreciez foarte mult și este un specialist extraordinar, dar a avut, în opinia mea, neșansa să fie fotografiat cu nu știu ce în spate sau chiar a dorit acest lucru. Nu este nici rău, nici bine. Pur și simplu trebuie să fim foarte atenți. Pentru că subiectul acestei imagini minunate este un om, un specialist, un expert și în niciun caz fereastra, termopan și corona aceea de nu știu ce vegetație. Altfel poate fi exprimat și altfel un portret, omul cu portretul, care în opinia mea este foarte îndrăgit acum de artiști, fotografi, dar și de reporteri care știu să lucreze cu personajul, cu omul și încearcă să contrapună, să pună în evidență
să unească într-un fel trecutul și prezentul, candid, frumos și delicat. Aici este una de excepție, având omul ăsta în spate patru fotografii, din fericire, făcute la timp și păstrate și înrămate chiar. Exemple din astea sunt foarte multe pe rețea, ele sunt populare, îndrăgite de toată lumea și chiar plagiate. Dincoace este un personaj, poate vă spune ceva, este Winston Churchill, omul care poate fi recunoscut și de la spate și dintr-o parte și din brezile noastre. Cu el a început așa un curent în fotografia, în portret, portretul politic, adică omul era, să zic, nesimpatic. El este foarte simpatic, dar omul care este diferit de standardele de frumusețe din revistele de modă, de cinema, etc. Prin faptul că a dus o politică așa cum a dus-o el, este foarte ușor recunoscut, foarte îndrăgit. Mai puțin se întâmplă cu fotografii de felul ăsta, ca să intru în restricțiile mele. Deci avem peste 100 de oameni cu spate, chelii și coafuri și ceva vag în față, ei fiind, de fapt, subiectul fotografiei. Eu sunt scandalizat de așa ceva. Nu pot să pui în ziar, nu pot să pui în rețea așa ceva, dar acum, dacă ne înțelegem, poate vom face mai puține din astea. Și adică... Dacă pot să intervin. Asta este o fotografie nereușită. Nu este nereușită. Este o fotografie foarte reușită, dar nu este de presă. Este o fotografie despre coafuri, dichisuri de damă, chelii, niște oameni care probabil se uită foarte atent sau dor într-o stare de hipnoză, probabil. Iar cineva în față, 10 și unul la tribună, nu știu ce spun. Mai este un ecran acolo, deci este o fotografie absolut confuză, dar minunată. Pentru presă ea nu prea are șansă, fiindcă nu știu ce să scrie sub ea. Este așa numită poză, cum zic ai noștri. Nu, dar să trecem mai departe, poate găsim ceva mai dulce. Eu m-am gândit de unde a pornit acest display, adică să ne uităm cu față spre fotograf, spre privitor, spre tot ce vreți noastră, și am căutat în adâncurile internetului și am găsit primele împățișări a cinei de taină. Uitați-vă atent că este ceva diferit de Leonardo aici. Cinci dintre figuranți sau apostoli stau cu spatele în mod firesc. Nu strică deloc plăcerea noastră de a-i privi. Și mai mult decât atât, acest stil de-a lungul anilor a fost folosit în multe locuri în biserică. Spre exemplu, probabil că încet cu încet oamenii se întorc spre noi. Nu este glumă, este o mișcare a concepției de a privi fotografia și de a scuzați-mă, pictura și de a o picta într-un fel, că era o stare de confuzie, pentru că trebuie cumva arătați acești oameni că dacă în precedent nu prea știu ce sunt, trei care sunt în fața mea, dincoace parcă încerc să vadă fețe și așa mai departe. Deci lucrurile se schimbă. Aici, undeva într-o biserică din Italia, văd că chiar toată lumea întoarce capul și parcă zice, sunt aici, uitați-vă, priviți-mă. Deci vă rog să mă urmăriți și să înțelegeți că cei care sunt în fața noastră când fotografiem, îi doresc să fie văzut. Dacă ne întoarce spatele că Churchill, are câteva fotografii cu spatele separat, oricum îl recunoaștem, sau Papa în Roma, sau alte personaje. Deci display sau punctul de stație sau racursiu este cel mai important element pentru fotografia de presă.
dacă există meserii pentru care acest lucru mai este important, ele se numesc criminalistică, poliție, nu știu ce, arheologie, dacă vreți. Pentru a publica, pentru a promova, ar trebui să găsim acest punct sau să-l folosim în mod creator. Altceva, aici începe ierarhie, dacă sunteți foarte atenți, dar sunteți, cineva e cu spatele mai mic, ne feresc de mic pentru planul întâi, o fi un personaj, era să zic negativ, că nu este negativ, o fi Iscariotul, bănuiesc că nu are nici limbă. Deci așa a vrut autorul să-l posteze în această minunată compoziție. Dacă nu vă pare că vorbesc prea mult despre scena de taină, cred că vreau trecem spre fotografiile noastre, care sunt multe dintre ele în aceeași manieră. Scena de taină le-am zis eu în tăcerea seară. În continuare, și ultima aplicatură de creativitate în acest sens, oamenii din apostolii din rândul 2, care stau cu față spre Mântuitor, s-au întors cu față spre noi. Deci se întâmplă în mediul artistic și în mediul icoanelor, dacă vreți, sau miniaturilor bizantine, etc., că se simte nevoia sau necesitatea de a face anume așa mișcare. Încoace sunteți familiarizați. Este Leonardo, aici un pic mai restaurat sau pictat. E limpide, cum glumesc cei care nu pot să nu glumească cu orice, în orice situație, zic că Iisus a comandat o masă pentru 24 persoane și a mers la 12 și a stat în partea alaltă. Acestea sunt glume. Acum uitați-vă și faptul mare a făcut Jean Candul, comisar la Veneția. Numai cei foarte norocoși îl găsesc aici. Și textul la fotografie îl punem pe președintele Parlamentului nostru în dificultate de a fi găsit cu și mai mari dificultate. Deci eu sunt uimit că așa ceva poate să figureze. Este fotograful de la Parlament, înțeleg eu. Poate fi și un prieten de-al meu, poate să supere acum pe mine, dar nu se face așa ceva. Uitați-vă cât locuri libere în față are. Mai scurt, catastrofă. Cum zicea Viorica Zaharia, ar trebui să explicați domnul Popov niște catastrofe saturnalistice, care deocamdată călcăm prin ele. Sau asta, tot o minune. Pe urmă, ce să vă spun, am început să le culeg, să le pun deoparte și în general m-am renunțat, pentru că este jocul cu infinit. Mai toate imaginile care provin din rețea și medii electronice și medii print sunt catastrofă. Și nu mai este frică de acest lucru, din contra mă inspiră. Poate voi mai fi invitat pentru un seminar două și mai mișc și eu meseria, că mi s-a făcut dor de. Acum, ca să sublinez, să trag o linie, să fie clar, uitați-o, priviți o pictură, cred că e împăratul Constantin, Bizanțului, ori încoronare, ori botez. O scenă de asta propagandistică, dar fiți atenți, nu este nimic cu spatele. Toată lumea cum lucrează cu noi creditorii, prin mâna pictorului, din coace aici e încoronarea lui, același lucru, e păcat să nu vă gândiți la acest lucru când priviți pictura clasică și chiar și sculpturile sau grupurile mari de oameni. Este un subiect dinamic, dar în același moment se vede că dinamismul ăsta nu este haotic, cum se întâmplă de fapt când vine cineva călare în soții de fază și întâmpinat de cineva.
Nu știu dacă ați încercat să vedeți așa ceva. No, cred că și pisicile în această mică glumă a mea toate stau și nu și-au plasă spre fotograf în cazul nostru. Mi-a fost lene să caut una cu spatele, dar cred că sunt puține. Cu toate acestea, iau imediat restricția, că așa e modă, una caldă, altă rece. Sunt fotografii, există imagini de istorie cu acest mic cusur, ca să zic așa. În aceeași colecție, în Statele Românești, am găsit ceva nedemnovați, cu un nene, fac atenție imediat, și de frumos cu spatele la noi. Nimic mai dulce n-am văzut în viața mea. El așa consideră că trebuie să pozeze pentru fotograf. Și el a spus, măi, oameni buni, ședeți că vă fotografiez. Și el a șezut, uitându-se la cumnatul sau la generul sau acolo, că ei sunt mai dragi decât neamțul cu aparat. Ce poate fi mai frumos? Deci, regula e anunțată mai sus, poate fi spartă oricând, dar atenție, cum și de ce. Mai sunt fotografii de astea ciudate cu grupuri. Chiar primii fotografi, zicem, din război din Crimea, să veneau cu conflicte, să obișnuia să se facă grupuri mari, unde lumea se mai și așezate într-un cot. Aici, dacă sunteți atenți, cineva chiar nu are treabă cu fotograful, deși el era foarte vizibil atunci, pentru că trebuia să zică atenție, nu vă mișcați, nu avea încă digital și lumea nu se mișca, dar și căuta de țigara lui, de trebușoarele. Sau, mă uit mai atent, sunt doi chiar, dacă vedeți, nu au treabă cu fotograful, deși sunt sigur că n-au stat toate ziua în echipa asta, au fost chemați de superiorul lui, puși să-și curăță cizmele, o parte dintre ei, și să stea cu minte și nemișcați. Sau există spate și de genul ăsta, dacă este compensat de o imagine superbă în blindă. Chiar îndrăgesc acest spate, un atletic și mi se pare că persoana este cunoscută. Deci se poate întâmpla creativitatea, cândva făcusem o formulă care acum pare dreptul să tot din nou. Restricțiile stimulează creativitatea. Doar așa poate fi. Cât mai rău, cât mai bine, cum s-ar zice. Nimic mai trist decât omul care are toate posibilitățile. Pământ, toți banii, toate aparatele și toate casele și nu știu ce. Acum avem o întrebare la mesaj. La mesaj trebuie să mă uit, încerc scuze pentru un moment. Cum stai cu cerul? Și să vedeți, e în legătură cu întrebare. Stai să văd că o să vin la mine aici, că eu încă să o cer. Admirați până la altă pe Obama și să văd unde pomeși. Nu știu. Haideți, ajută-mă, te rog, mulțumesc, Zuri. A scris că, da? Da. Puteți închide microfonul? Să nu se facă al dumneavoastră. Nu știu, am întrebat. Sunt că nu aude. Deci avem întrebare de la Emil Gaitur. Eu îmi permit să intervin ca să întrerupem puțin, să facem o pauză. Care este alternativa, întreabă participantul, alternativa dumneavoastră, domnule Pojoc, la fotografiile nereușite listate? Dacă ați putea propune soluții la câteva dintre cele care le-ați dat exemple ca fiind nereușite? Apriți microfonul. Îmi pare că mă aud, nu? Sau nu? Nu se aude? Se aude vocea mea? Pardon, să încerc. Eu cred că microfonul e aici ciudat. Acum mai bine? Da. Mai bine. Parcă mai dau mai tare. Dați acolo, cum era. Era nu știu cum. Ca să revenim la fotografiile care sunt catastrofă. Care ar fi soluția de aici? Soluția este simplu,
dacă venim de la Chișinău și vom da un produs de presă pentru Chișinău, e limpede că trebuie să văd președintele Parlamentului ca o persoană importantă în stat. El, de unul singur sau cu cineva, sau având în spate însemnele Selii sau Comisiei la Veneția și Oseție și etc. Deci, în niciun caz, această fotografie nici la poliție nu merge. Nici la cei care îl urmăresc pe Adrian Candu, nu merge, nu spune nimic decât arhitectură, culori. Are în spate foarte comod două drapele care ar face această unire de sensuri. Nu este foarte greu, este extrem de ușor. A avut foarte multe întâlniri, a dat mâna cu cineva. La hotel își desface bagajele sau le face. La avion citește un ziar. Nu fumează. Vorbește la telefon. Sunt mult mai bune, de mii de ori mai bune decât asta. Atâta că trebuie să se vadă lucru, să fie legat de eveniment, pentru că avem mii de fotografii cu președintele Parlamentului, în alte situații și ar fi o mare greșeală să pui fără nicio explicație, fără niciun motiv în acest context. Mie mi se pare evident, dar se poate întâmpla să fie restricții acolo, nu vă mișcați, doar aici. Mai de aia spuneam că trebuie să găsim și niște racursiuri neobișnuite, calde, pozitive, dar domnul Fuzoga, dacă îmi permiteți. Să continuăm. Nu mă aud sau sunt de probabil ceilalți vreau să vă întrebați. Da, eu vreau să intervin dacă se poate. Dacă mergem pe ideea fotografului, eu mă gândesc că el a dorit să cuprindă toată imaginea, tot ce s-a întâmplat la acel eveniment, la acea întâlnire. În cazul ăsta, când dorim să arătăm per general ce a fost acolo, o astfel de fotografie ar fi potrivită? Nu, fiindcă nu este ce s-a întâmplat acolo, fiindcă nu este strâns. Robert Capa spunea, dacă vrei să spui adevărul, apropie-te de subiect. Deci eu nu știu de ce, poate în fața noastră, în fața lui, mai era o latura a mesei astea și nu putea păși în continuare. Dar este o poveste despre o arhitectură așa, aproape bună, cu o masă rigidă și niște persoane. Deci nu poate fi. Și eu duc ca și spun Slava, ea care simte că ne-a zis la chipul tine. Și el zice, am obosit, a doua seară am obosit și a treia seară el vine ca spune. Sfânta Sintea, a întrebat de ce. Zice că el n-a să prunuști dom din gane. Alo, dragi prieteni, dacă aveți discuții private acolo, încercați să fiți atenți, să aud din toată universul. Domnul Pojoga, în aceeași ordine de idei, fotografii de la un eveniment în care faci o știre, nu te accesezi pe o persoană anume, doar pe un eveniment. A avut loc un eveniment, cu ocazia nu știu ce subiect. În cazul ăsta, cum ar fi mai reprezentativ noi să... Ce fotografii ar fi relevante în această situație? Bine, evenimentul nu este sediu și tot plenul de participanți. Evenimentul este prezența noastră a țării noastre, la Veneția, cu o problemă sau cu o comunicare și asta nu se înțelege. Deci asta este evenimentul. Și aici fotograful trebuie să se gândească sau să vadă ce face lumea. Este deci, foarte ușor să facem copii de pe alte modalități. Deci, aici sunt, chiar aici, ne mișcau în locul ăsta, sunt foarte multe posibilități. Eu consider lucrul ăsta fără nicio scuză. Autorul nu are nicio scuză, nici de un fel. Consider un ratel obișnuit, clasic și provincial, dacă vreau.
Îmi pare rău că vorbesc atât de dur, se poate de fapt și persoane de trembe. E plăcută și a face de lucru, dar ar fi bine să fie atent. În faptele, este ziarele lumii, uitați-vă la știri, sunt foarte multe întâlniri de genul ăsta și niciuna, eu îmi dau cuvântul, nu va apărea. Deci nu pot să... Una. Și doi, Vasile Butnaru, părintele jurnalistului Valeriu Cusamonu, a zis că să nu vă aud că vă plângeți de meserie, nu îmi orlăiți, cum zice. Nu ai voie să știi că nu a întâlnit, că a permis, a murit aparatul, a fugit candul de tine, deci nu există scuze de ziua noastră, trebuie să faci meserie. Cred că nu am răspunsul la 100% care să facă fericit, dar bănuiesc că ceva... Dar să-mi permiteți, eu revin la Barack Obama, că e mai de nou. Mai de nou decât Candu. Mai de acolo jurnalistilor. Nu am nicio preferință asupra unor sau altor persoane. Obama îmi place, îmi place foarte mult. Și la spate, Churchill îmi place extrem de mult. Este o persoană care s-a fotografiat în atelierul unui mare completist de origine turcă, ăsta de când spune în germane, Iosif Karsh, care țică în această imagine, ca să obțină expresia pe care vedeți, care a făcut în conjurul lui, i-a zmânt trabucul din mână în clipa când nu a făcut clic. Dacă nu poți să mergi în acolo, dacă cineva să capă în regeam. Bine. Îți poate îndepți o microfonă. Această imagine am căpăt și pe live. Locul unde se întâlnesc cele mai bune fotografii. Da. Da. Dragi prieteni, am un anunț. Fiți foarte atenți, atenți cu microfoanele. Se aude tot ce faceți acolo. Și poate ne interveniți. A dispărut cineva. Churchill de la spate. Ca să elucidăm meniul cu cuvântul spate. Ne mai lipsește și ocupăm o parte frumoasă din orașul Oranei. Din coace, este pur și simplu o minune de fotografie. Cred că este Iconopolis. Este Iconopolis. Care a ales și a găsit pe Ingemeu, cea mai bună posibil la o părere. Și se întâmplă și coincidență de ziua noastră, urmăriți în gestul atletii și gestul antrenorului din oglindă sau sunt dansator, nu contează cu mine acum, cât e de bun racursiv. Încolo mergem pe stilul aproape de poliție, este Samuel Beckett, din cu acel alt stil de fotografie de poliție secretă, este Josif Mandelstam. Deci asta se facea la NKVD, față și profil, într-o singură imagine și mergea la dosar. Înțelegeți cum vreți. Eu dacă aș avea treabă cu un om persecutat, ghirimire sau fără, cum doriți, nu cu probleme cu justiția, așa l-aș fotografia. Fie folosind oglindă, fie făcând colaj. Deci, îndemnul meu din această clipă este mai uitați-vă ce face lumea, în cum uitați idei, nu le generați doar din propriile suferințe și idei. Este frumos să fie așa. Nu știu ce închei din nou cu Varvara Buzilă, care, repet, o persoană extrem de interesantă și competentă.
dar dacă i-a crescut din cap în zonă. Cu copacii și cu blastrii care cresc din cap, va trebui să-i prindem. Există un condicton încă de la antici, dacă în scenă în care lucrează un arbore sau o blastră, ea numai decât, în mod obligatoriu, va crește din cap eroul principal. Cu cea mai mare bocie. Da. Nu știu dacă te văd. Dacă nu știu dacă am să văd. Trebuie să pui și video. Da, eu cred că spre sfârșitul webinarului mai înțelegeți softul ăsta. Da, nu contează. De multe ori vezi de mers. Nu, eu nu pot, pentru că deja fac așa din urmă. La final. La final, da. Deci, copaci, stârp și glastre. În Chișinău este imposibil să faci dar copaci, toată lumea știe că cea mai mare ordin sau mențiune pentru fotografie era de a face arhitectură sau scene, street, fără arbor. Și nici un student n-a primit de cea mare femeie, nu trebuia să cumpere druri de să-și taie copaci. Este fotografia unui profesionist foarte bun, probabil că el are umor știe ce face. Apropo de glastre, arbori și alte lucruri care pot să crească din capul omului, eu cred că a circulat enorm această imagine cu Poroșenca, dar ele se numesc poante, așa, poante, sau românește, cum se zice, domnul la Chișinău, plicoare. Deci noi nu trebuie să facem poante, adică nu se știe niciodată unde ne duce această poantă. Trebuie să fim foarte corecți. Despre asta vom vorbi la episodul etică, dacă atunci cu sănătate, dar la sigur ajunge. Am încercat câte ceva cu spatele foarte frumos de celebrul Henri Cartier-Bresson. Deci, din nou răstornă construcția mea anti-spate și anti-poantă. Primul bărbat care privesc peste zidul Kremlinului. Foarte bună. Se aude un microfon de la o bucătărie, nu știu de unde. Nu, asta că vorbim, ne lămurim și noi, găsim o soluție. Ce face? Și din nou în spate și față, într-o situație specială, tot la Berlin, tot lângă peretele, lângă zidul Berlinului. Rămâne doar să ne bucurăm că a fost printre noi un geniu atât de mare talent fotografic, cum nici am recomandat, Henri Cartier-Bresson, care a fost și jurnalist și fondator al temutului Magnum, dacă vă spun ceva, dar la sigur vă spun eu. Sau este reprezentanță prin umbră la o crimă sau la o crimă de război, cred că de război, că sunt arme din dotare, mult mai sugestive decât fizionomia cuiva sau fața unui ostaș. Deci umbre lucrează mai tare și sângele este accentul. Una absolut haotică, am găsit cu greu așa ceva, mi-a plăcut foarte mult că explodează din nou conceptele mele că nu faci așa și ai grijă să nu greșești, să efectele experienței de a lucra cu studenții, spre, într-un târziu am înțeles că trebuie să le zic că faceți câte mai multe greșeli, dar astăzi am altă misiune. Este o scenă de la deschiderea expoziției Rada la București, la Berlin, sorry, aproape de București. Ceva care ține de racursiu, pur și simplu ca un exemplu minunat de fotografie tehnologică, tehnică, industrială. Și cred că m-a dorit mâna să nu dau și așa ceva, care este, în opinia mea, din nou, o greșeală, nu chiar catastrofă, dar greșeală. Din, să zicem, 10% din toată suprafața fotografiei sunt ocupate de niște oameni care nu știu să se vadă bine, nu au avut norocul, în rest 80 sau mai mult de o lumină
confuză și niște ziduri. Din aceea sunt fotografii de pe site-ul unui om foarte important și de asemenea drag mie, de aia am primit să critic. El este Adrian Denilă, a pus cu bună știință pe site istorie în imagini și nu le scoate. Și sunt absolut confuzi ca moment în care se strânge mâna, în care să... Uitați-vă cum s-a pupat Gorbaciov cu Honecker, cât de frumos și cât de frumos a pozat pe rețea este fotografia. Sau două mâna, doi președinți. Deci este ceva foarte confuz. Omul are foarte multe mișcări și 1000 pe minut și numai una sau două sunt bune pentru a face click. De același autor, în același loc, mai bunicică, dar Aurelian are în spate o construcție mongolă foarte frumoasă. Deci, atenție mare, ce crește pe pereți. Iar nostru, nu, poate ceva la Genghis Khan, ceva de felul ăsta. Persistă, cupatul ba este, ba nu este, deci, confuzie mare. Acum, din nou pun Cartier-Bresson, pentru că dacă ți-i drag omul, ți-i drag până la moarte. Celebra lui fotografie cu săritura din spatele gării sau din spatele bisericii Saint-Lazare din Paris, care a devenit una iconică, cum zic americanii, a făcut în conjurul lumii de multe ori, ca fiind una din cele mai tari fotografii de instantaneu. El a văzut scena printre gard, printre barele astea care se văd și partea opusă. A scos aparatul, l-a pus la punct, a pus timpul, lumina și diafragma. A așteptat cât a așteptat și a făcut click. Deci, ea se numește fotografia imposibilă. Și omul ăsta, când a plecat, la aproape 100 de ani în viață, știa că nimeni nu se poate atinge acest nivel de maestrie și să odihnească țărâna franceză, mare maestru. Asta e situația cu racursiul, momentul și calculul. Deci nu este mortal de greu, este foarte intrigant. Eu, în situații foarte grele, e foarte dificil să spui propoziția cu eu. Încerc altfel. În câteva situații dificile în viața mea, mă gândeam la compoziție. Adică ajută. Aici avem, va mai apare de câteva ori această imagine, este marele sculptor italian Giacometti, printre lucrările sale în atelier sau făcând o expoziție de care închide în Deluze și mișcă lucrurile. Este tot anul ca cei Bresson, rămân și eu pe singurul dragoste. Nu v-am mai ținut pe fel, se aude? Un efect. Vreau să doresc să vă arăt o imagine mai reușită decât cea din Comisia Veneția, dar are și asta, sau sunt eu cârcotaș, sau are ceva care nu este sănătos aici. Există în fotografie un stil, se numește focus, punerea la punct, clarul. Deci aparatul fiind un instrument docil cu minte și nu prea scump, a făcut clarul pe sticlele din fața lui sau pe primele două persoane. Persoana cheie este difuză ca un vis chinezesc și nu spune nimic. Este spre regretul meu, de asemenea, o imagine ratată, aproape catastrofă, mai ales dacă nu este subținută de un text, spunem la cel puțin cine omul cu cravată, probabil și cămașa albastră în față. Deci lucrul ăsta nu ar trebui să treacă, nu este explicit, e ca un text confuz. Aici cred că nu mai comentez, că îmi stric cu totul reputația și așa șubrede. Aici trec la o critică obiect a ziarilor care am încercat să le periez ziarile din membrii a grupului AFI.
Ia spuneți, întrebarea aportă aici. Deci, dacă venim de la eveniment și ne dăm seama că majoritatea fotografiilor sunt așa, mai bine nu dăm deloc? Punem doar text? În toate evenimentele există cel puțin 10 fotografii generale. Am exagerat, 9. Nu există eveniment care nu poate fi fotografiat corect, frumos, inedit, da, creativ. Da, dacă ne dăm seama că am avut probleme de film cu aparatul, că aici și, și imaginea e foarte confuză, așa, să vede că înseamnă că nu dăm deloc. Dar nu este o ședință între masoni sau care nu ți-au permis să fotografiezi, că atunci dacă nu permit nici nu fotografiezi, nu ai treabă să lupți cu ei. Este pur și simplu o catastrofă, un rateu, un lucru care nu are voie să fie publicat, în niciun fel. Scuze-mă, nu știam că sunt atât de dur. Există o nouă filă în istoria Spitalului Raional Cantemir, care se numește, această nouă filă, o clădire arhitecturală cu ceva copaci de întâmplare, dați cu par, bați. Deci nu se poate chiar așa. Eu înțeleg că Spitalul Raional Cantemir beneficiat de niște bani, s-au cheltuit corect și îl arată ca oameni, dar nici așa. Sunt foarte multe puncte și locuri, chiar din interiorul spitalului. Coridoare, lumini. Dar trebuie să aibă și oameni fotografie. Nu există cuvântul trebuie. Este aici un om, dacă ai răbdare, îl vezi lângă primul copac. L-am văzut că eu urmăresc aceste ființe de pe glob, dar e prea puțin. Prea puțin o figură. Este catastrofă. Este rateu total. Nu se pune nota 10, doar 9. Pentru că a ajuns până la cantină sau e din zonă. Da, e ziarul. Sau fii cu ochii pe autorități. Interesantă ședință a fost. Bănuiesc e de toată lauda ce fac oamenii ăștia, care sunt cu ochii pe autorități, că autoritățile doar atât așteaptă. Dar fotografiile sunt slabe. Poate a doua, din rândul de sus, spune ceva, că omul totuși gesticulează, spune, cu o singură condiție, să știu cine este el și ce a spus în această ședință. Un citat din 6 cuvinte, mai mult nu. Cât privește cea de jos, care îmi conează și-a terminat compoziția. Am încercat să o privesc cu mai multă blândețe și n-am reușit. Orică băusem prea multă cafea, nu știu ce se întâmplă, dar fiți atenți, avem 5 speteze, 7, mai bine zis, de scaun, care nuntă. Și nu știu ce se mai întâmplă aici. Încercăm să vedem câți oameni sunt cu spatele. I-am numărat 7. 7 din restul. Dumnezeule, nu, sunt mai mulți decât 7. Plus 4, plus încă 5. Cine știe aritmetică. Și avem în dreapta noastră un spațiu absolut gol. Se numește 0. Adică cel puțin trebuia să fie o altă încadratură, să mai tai zero-ul acela, că chiar nu spune nimic. Și, deci lucrul ăsta se face, ca să vorbim un limbaj profesionist, în clasa întâia, în tot respectul pentru subiect. Dar să știți că nu toată lumea citește, sau am să spun adevărul acum, lumea nu citește textele noastre. Foarte rar. Lumea privește fotografiile dacă sunt mari, clare, explicite, în sensul frumos al cuvântului și au sub ele o compoziție două. Cine, ce, unde, când și de ce. Și suficient. Am văzut cu ochii mei în metrou din New York, New York Times cu 6 caiete, câte 12 pagini. E o cărțoaie mare, parcă e colecții de ziare. A luat pagina, nu știu care îi place lui, s-a uitat la fotografii și restul tot a mers la coș. Om grăbit și care dorește să fie informat. Să știți că fotograful nu trebuie să ilustreze ceva. El nu este ilustrator, este jurnalist ca toată lumea.
trebuie să aducă știri fotografice. S-a întâmplat că tinerii din Ungheni s-au lăsat convinși să curăță și trotuarul aveat în viață. Trebuia să facă deci o știre fotografică cu textul lui, dar nu ceea ce a ieșit aici. Uitați-vă ce a ieșit. O mică porțiune din acest codru de argint cu oameni cu spatele la noi și cărora este lihamite de misiunea care a luat. Unde este cuvântul curățire, adică confirmarea și unde este trotuarul? Și uitați-vă ce frumusețe a ieșit. Lumea intuitiv, lumea, eu zic, cititoare, la modul intuitiv, înțeleg că nu este bun. Nu este bun, pentru că în casele oamenilor sunt fotografii clare, cu neamurile, se uită la noi, zâmbesc, țin o pahar în mână. Dar aici s-a început fotografii despre spatele și copacii oamenilor. Din alt ziar, despre bucate tradiționale sau o ședință de plăcere, nu știu cu ce ocazie, poate de Crăciun, poate mai târziu, că nu-i scris nimic, atâta că n-au lipsit bucatele plăcinte, izvar. Și am patru persoane, cinci persoane care nu știu ce caută în această imagine. Doar dacă ar fi inspector de pe altă planetă, ar avea voie să figureze în prim plan, și în racursiul ăsta, doar de pe altă planetă, nu din altă țară. Rău mai sunt, Doamne. Este una bună aici, mi-a plăcut foarte mult. Văd că este foto ce e jumână, deci nu e din ziar. Adică am răsuflat și eu ușurat, cred că există ceva omenesc, ce-o cam supărat, altcineva cu mâna la obraz, două cupoane vorbesc și una citește, nu știu ce, în spate scaun. Scurt, clar și cuprinzător. Atâta că sub fotografie, în loc de textul care cere legea jurnalistului, scrie pur și simplu comisia Cecu a iertat mai multe nereguri, deci Cecu a călcat din nou cu stângul, a iertat în ghilimele, deci nu se pun sub fotografie emoții. Se pun ședința la CEC, poate că mai mult că avem jos articolul Amnistie Politică la CEC, sau membrii comisiei de la stânga la dreapta, care și cu asta am terminat fotografii de Ioana Ionescu în data cutare. Dacă nu ar fi o fotografie veche și mâncată de multe ori cum la noi. Problemele sunt nenumărate din punctul meu de vedere. Alt grupaj de fotografii despre care am vorbit, trebuie să mai tac puțin, ceva de genul ședință. Vreau să subliniez, doresc să subliniez că avem 98% din fotografii, atât pe rețea cât și în presă, cu oameni cu mese, cu cine de taină, oameni cu mese, pline de mâncare de tot felul, și cu pahar în mână. Alte fotografii n-am văzut. Eu n-am văzut oameni care muncesc sau sunt deschiși sau spun ceva, decât șed și ascultă așa cum și vedeți și dumneavoastră acum și mă ascultați pe mine. Sper cu multă răbdare și îngăduință. Hai să mai facem un pas. Mă luăm o gură de apă și mai văd, poate cineva întreabă totuși. Eu aș vrea să câteva fotografii, dacă tot ați comentat. Haide. Dar puteți să închide dumneavoastră share-ul și să o pun eu. Eu fac click, le mulțumesc share-ul meu. Share. Share ecran, închide și ce fac să comentez. Dacă putem. Și când am mai deschid în vecii veci. Nu, hai să facem altfel. Întoarce ecranul spre mine și eu văd că am vultur. Vine cu mine aici. Dacă nu mi-ați făcut instrucțiune, meeting control, nu aici, zoom, ecran. Eu nu sunt stăpân pe această întâlnire. Nu, oricum nu vede. Da, ok, dar mai simt eu jos aici.
Bine, bun, continuați, îmi pare rău. Ce acolo? Eu sunt foarte cu fotografii în contextul discuției noastre. Da, poate eu, la sfârșit într-o da. Cumva, ia vezi dacă poți. Îmi cer scuze, tocmai am făcut o pauză până a face pasul 2, care e mai scurt, cu mai puțin ironie din partea mea. Să știți că nu am fost niciodată ironie. Sunt o persoană foarte binevoitoare și îngăduitoare. Atâta că mă ia gura înainte ușor, un păcat mai vechi. Deci, recapitulăm. Primul pas s-a numit racursiv, sau vedeți-ne, sau priviți-ne, comod, sau display. Îl întâlniți acest pas în toată pictura mondială, începând cu peșterele și terminând cu abstracționismul. Lumea s-a gândit cum vom vedea lucrurile afară de fotografie, care încet, încet se gândesc și domniile lor. Pasul al doilea, care ține de tot de meserie, apropo, să nu uitați. Primul... Dumnezeule, ce mai trece timpul. Primul pas s-a numit, și a fost atât de consistent, s-a numit display. S-ar putea înțelege că de greșeală. Nu e de greșeală, că multă lume confundă cu compoziție. Compoziție e altceva, dragii mei, este împrumutat din pictură, să avem cu pictorii doar prietenie, să nu copiem totul și nimic. Deci pasul 2, se numesc timpii sau viteză sau speed în limba engleză. Viteza cu care lucrează aparatul, cât timp este deschis obiectivul și ce secvențe de timp acoperă el. Iată ce un melc care zboară ca gândul, este făcut cu viteza aparatului, să zicem, de jumătate de oră sau chiar de oră. Este o poantă, dar sper că sunteți deja intrigați pe urmă. Altă fotografie contrară melcului este o un gloante care a străpuns un măr. La rândul său, mărul era pe un tub. Deci, altă viteză, ceva de sute de mii, sute de mii de secundă. Sau o sută mie parte de secundă, greu de imaginat să vezi gloantele întrând și ieșind într-un fruct. Acest pas se face cu setările din aparat, simple de tot. La meniul depinde Nikon sau Canon, sunt două firme mari și mai sunt și altele. Eu, de exemplu, sunt pe un Panasonic, pe un Sony, scuzați-mă, am pe alte locuri, există, adică la mișcare am S, Speed. În alte părți, mi se pare că e Nikon, am uitat, este TV, Time, Priority. Deci vă orientați. În clipa când nu lucrați cu acest dreptunghi verde, dar nimeni nu are voie să lucreze cu el, afară de producător, cu anumite înțelegeri între ei. El a pus din datoria față de consumator. Este cea mai proastă opțiune posibilă. Când vreți să captați timpul în mișcare sau să dați voie personalul să miște, mergeți pe TV și setați diferite timpuri despre care vom vorbi în continuare. Limba engleză o cunoaște toată lumea, fotografii sunt obligați. Ca să vă dau câteva exemple, să nu citești și pe ecran, că citiți și dumneavoastră. Viteza 250-750 este pentru sport, mai puțin pentru Simona Halep, categorie 1000, la viteza ei, dar oamenii care se plimbă pe stradă vorbesc sau protestează între 30 și 125, mișcarea este prinsă firească. În clipa când voi da ce scrie aici, mișcarea stelilor, 10 minute, oamenii vor fi fantomi sau vor dispărea cu totul. Tabele pentru, sau diagrame pentru explicarea mișcării sunt, este plină lumea și internetul. Spre exemplu, vedeți o șuvoie de apă la o fântână arteziană într-o țeavă simplă, îi împlinește afară și este fotografiat cu diferite viteze. Cu 1000 milisecunde primul, deci stropii sunt firești, ca în filme, ca în vise. 125, aproape, cum vedem și noi, 25 deja
parcă suntem amețiți, iar 15 zile și voi, de altă natură. Cu alte cuvinte, același eveniment cu diferite setări la viteză, prioritate la viteză, de timp, arată în mod diferit. Deci este instrumentul nostru, așa cum este pentru pianiști, un instrument să cânți așa sau altfel, dar să nu cânți fals. Deci noi tot ce facem cu fără setările astea, fără viteză și fără racursiv, facem pur și simplu ca niște oameni care au în mână un obiect și care obiect are un buton. Și marele nostru efort intelectual este să facem click pe acest buton și să fugim cu sufletul la gură în redacție. Mare greșeală. Și mare pierdere de inspirație și de fericire. Cât poți să fii de fericit să fii acasă, zburând la o imagine făcută corect și competitiv. Priviți explozii, priviți gesturi sau poziții în diferiștere de corpului în timpul luptelor, care pot fi trase doar cu viteză foarte mare, 250 sau 500. În mod obișnuit, așa ceva nu iese. Sau, din nou, săritura. Nu spuneam că Bresson are foarte mult epigoni, toată lumea vrea să vadă cum e cu săritura pe apă. Și, desigur, că se termină tragic. La Bresson nu se termină niciodată, că apă continuă. E cad și în apă. Și eu am încercat acest lucru. Viteză obișnuită, abordarea obișnuită a vitezii din aparat fotografic, să urmărește un sportsman cu vehiculul având clicul la viteză foarte mare și el acest clic îți permite să ai fundalul șters, ori aici încerc să vorbesc cu cuvinte subliniate. Subiectul în fotografie trebuie desprins de fundal. Asta trebuia să spun atunci când criticam atât de vehement niște racursiuri. Deci trebuie desprins de fundal. Altfel avem o poveste despre fundal, despre copaci, despre cer, despre colină cu secară, dar nu despre acest om cu motocicletă. Și una din metodele de a desprinde de fundal este abordarea unor timp corecți. Mai mult antrenament, mai mult interes pe Google Search și veți vedea câte exemple minunate sunt. Aici o stare specială, repet, mașina. Fotograful a făcut ceva foarte interesant, deci nu a fost lene să încerce să țină bustul unui dictator mort de mult, vizitat de admiratori, în mișcare. Multe sunt de comentat aici, dar primul gust al succesului ăla e când vezi că a făcut ceva deosebit decât niște persoane care nu știu ce fac și în clipa când ele nu sunt șterse ca aici de mișcare, te gândești vrei în vrei la destinul lor, la povestea lor. Acum avem o singură poveste, monumentul și admiratorii. Asta este deprinderea subiectului de fundal. Desprinderea, scuzați-mă. Training cu mișcarea o faceți oriunde, acasă, în stradă, chiar și la serviciu, undeva, dacă dă șeful din deget, îl fotografiezi cu una 15-4 secunde și degetelul lui aristocratic rămâne mișcat pentru totdeauna. Tot ați obținut ceva. Apropo de viteză, ea poate se dea nu doar mișcare, dar și înghețarea unor obiecte, cum ar fi căzătura asta dramatică folclorist, cu aparat obișnuit cu care are un singur buton și un singur fotograf o singură zi la școală, nu are și nimic, nici aproape de ceea ce vedea mai deci, omul în mod conștient a pus o viteză de 500 de mii sau mai mult. Jump-ul sau săritura de nuntă este la putere întotdeauna, dar puțin fotografi știu să o facă și mai puțin vornicei sau prieteni de-a mirelui au plăcerea să facă această performanță.
Dar oricum, este foarte frumos. Eu știam un fotograf care a făcut mii de fotografii cu persoane importante în săritură, care și făcând de cap în felul ăsta. O imagine pe care o păstrez de mult și abia acum în premier o dau lumii, etnografic Ciucci, cu poporul Ciucci din nord, și cu un copil care oricum s-a mișcat, chiar dacă eu spun să ne îmbalde, șeți mai nemișcat, fata șer, băiețul meu. Este extrem de frumoasă și caldă, este luminească din punctul ăsta de vedere. E ceea ce mai fac fotografii noaptea, când ține aparatul fixat timp de câteva minute, potrivește ISO ca oameni și de acasă și are drumul stopurilor de la mașină. Dar de acum, păcat, e mâncat de tot, trebuie să te gândești serios ca să câștigi simpatia. Dincoace, comparații și un contrast foarte bun ideatic între omul static și omul mișcător, sau în mișcare. Sigur că da. Sigur că are, presa nu este doar serioasă, parlamentul are și alte comportamente. La plajă, la odihnă, la distracție, este minunat dacă mai e să avem vorbit despre acest om, agent de pază la plajă. Pentru că mi-e pare că e bun. Nu, asta e metodă de acum. Nu. Rebutul arată altfel, am discutat până acum, așa doar arată. Vedeți comparația între viteza de mișcare a traficului, a pietonilor și strada care nu se mișcă de oricum dată. Apa este exercițiul cerut din mine mai multor studenți, dar niciodată prezentat. Vasele din bucătărie aici nu sunt, vasele nespălate care oricum trebuie să le speli, să le fotografiez că mai mult timp. Aceeași poveste cu havuzul de adineauri. Așa arată apa fotografiată cu timp lungi, parcă e pe altă planetă și altă substanță. Din nou Giacometti, din nou Enrico Fabrizio, dacă sunteți atenți, dacă sunteți, e făcută cu 1/15 parte de secundă, omul care se mișcă cu o statuie aproape în expoziție, așa arată, a mișcat. Deci, mesajul este arta rămâne și oamenii mai pot să mai și plece. Și este adevărat. Aici, în aceeași manieră, că întâmplarea cu Ciucia, ostaș într-un oraș. Eu am undeva legenda din ce acum nu mai țin minte, știu că e vorba de Chișinău. Fotografii istorice de Chișinău și îmi pare că sunt solari romani. Într-un loc unde îți vorbesc cu arhitecții și unul de mijloc, dacă nu sunt sigur, nu sunt prea confuz, al doilea de la stângă, probabil face semne, nu fotografia, nici sau ceva de felul ăsta. Și această mișcare aduce farmecoce, minunate fotografii de istorie. Pentru că pe noi ne interesează, de fapt, prezența militarilor și oare ce o fi, ce nume clădirii este atât de distrusă. După cum vedeți dumneavoastră, există și un triunghi al mișcării, care este linia de sus, bază răsturnată, ISO și aperture, care înseamnă diafragm. Deci veți avea grijă dacă lucrați cu un aparat mai primitiv, cel cu prioritate de mișcare sau de altfel, să le combinați și compensați. Asta am spus-o pentru profesioniști. Acum mai facem pasul 3 și eu știu că ajung în crize de timp, am tot scurtat pașii, dar să-i bifez. Se numește DOF, profunzime, claritate în profunzime, sau am auzit pe cineva la munte de când. Da, și se mai numește bokeh, nu știu de ce, cred că am auzit. Deci DOF. Mișcarea ați văzut-o, prioritatea mișcare se făcea cu un instrument cu T, ăsta se face cu A de la aperture
Și are următorul scar. Dacă subiectul nostru ar fi pisicuța de pe comodă, pisica este, și nu ecurile și nici copacul, va trebui să găsim diafragma, dacă vrem și ambele animalul să fie clar și copacul nu, vom pune 5-6, închidem un pic. Dacă dorim totul să fie clar, de la prim plan până la ultimul plan, vom închide 11. Asta e tot secretul. Deocamdată, secretul e mai aici. Sunt și tabele pentru cei încăpățânați. Mai este dependență, în afară diafragmă, mai contează și distanța focală. În obiectiv, ele face cu ușurință efectul de dof sau bokeh, chiar și cu diafragma 8. Unul grandangular sau supraangular îi vine foarte greu, acest obiectiv fotografiază tot ce vede și cât de mare câmp, tot este clar. În continuare, din nou de avem idei, cum să le folosim, nu vă țin mai devrât subiectul ăsta. Un exemplu cu chitară fotografiată pe efecte de afarme și ceva, am pășit de prea repede, dar nu poate. Nu, n-am pășit repede. Porobei de liceu, departamentul porobei de la catedrală, poate fi fotografiat cu diferite diafragme și va arăta, având copacii aproape egal, în diferite posturi. Putem face clar primul plan și al doilea confuz sau difuz. Putem face multe minuni, care sunt spectale, exerciții, poante de tot felul. Este important să înțelegeți efectul tabelului sau învățați să-l știți pe de rost, nu este greu. Comparați care fotografie este mai atât. Sau dreapta, depinde de om, de persoană și de scop. Mie îmi place dreapta, dar toată lumea zice că stânga e mai bună, cred că din nou vârsta la mijloc. Într-o situație, într-o coloană de meditare, am ales doi ochi frumoși, sau tineri, nu vine să așa, tineri, că tot sunt tineri, și i-am evidențiat, i-am desprins de fundal și de planul întâi. L-am desprins cu totul, este eroul meu. Și scriu John Abramson, a fost încorporat în marină cu începere din ziua de ieri. Despre dânsul e povestea, că el e aici întâmplat. Aici, în plan 2, avem o persoană foarte îndepărtată de tot ce se întâmplă în prim plan, dar fiind subiectul central. Din coace, totul este clar, totul este bine și asta e tot un fel de dof. Același efect, nu numai decât bokeh și frumusețe și sentimentalism. Din nou, cardinal și pate. Peisajul se face probabil cu diafragma închisă cu 22-11-32. Mult atenție să avem și prim plan corect și planul 2 și inclusiv cerul. Infinitul este cu noi aici pentru experiență. Și, adică am pus a 3 ore de acolo, el este acest personaj, această fotografie reprezentativă pentru toți pașii care am făcut până acum. Deci întrunește toți pașii. Fotografie mit, Gandhi cu mașina de tors. Mai și priviți parcă voce, ne? Se vede că mă fac admiratorul. Da, le ascult sau le spui. Le citești sau le spui? Hai citești. Să vadă până că e democrație aici. Regimul TV de pe Canon este la fel de eficient în încăperi, mai puțin iluminate sale de concert limpede. Da, unde vrem, deci în încăperi, da, unde vrem oamenii în mișcare. Da, da. Deci și TV și în mișcare trebuie să facem cautul foarte serios și nu atât cautul cât training.
la TV. Dacă în încăpere este lumină suficientă, țineți minte triunghiul, dacă am pus o viteză mare în interior, va trebui să schimbăm diafragma, să deschidem bine și să schimbăm ISO. Deci triunghiul este rigid și este ca o lezie. Nu poți să... nu-i ajunge sensibilitate pentru... sau băgați lumină. A lucra cu unul din preferință, cu regim, timp sau diafragmă, nu este simplu. Să lucrează în acest mod atunci când ești într-o aceeași scenă și urmărești anumite lucruri și aparatul este bine pus la punct. Și controlezi tot, atât profunzimea, cât și ISO, cât și viteza. Deci nu este simplu. Dar foarte atractiv, ca în orice mediu să poți face un efect de dof sau de mișcare, depinde ce vreți. În cazul te, nu e trec de mișcare. Altă întrebare, dacă aveți exemple pozitive din presa locală? Ați arătat negativ, nu? Da, v-am spus mai devreme că sunt un cricotaș. Nu prea am. În presa locală, dacă vorbim despre exemple bune, ar fi probabil spațiul medie electronică, unde sunt artiști foarte buni, care își permit pe propriul blog să facă și experiență nouă în șef, deasupra capului nou, contabil, nou nimic, își permit. Deocamdată, fotografii noștri nu lucrează cu pașii fotografiilor din toată lumea, pare foarte rău de asta situație. Eu îmi dau niște intenții merg mai repede și să încerc să mai facem un pas. Da, da, bine. Pasul 4 scrie la mine și deprind din mers, nu știu, mai greu. Adică cu modul manual. Nu este un secret că fotografii de succes lucrează doar cu litera M, manual. Nu este un secret. Se rezolvă simplu. Înțelegi ce se întâmplă și training și încă o dată training. Ca la armată, ca în sport. Nu poți să, am pomenit-o pe Simona astăzi, nu poți să dai mingică Simona fără training. Scuzați-mă, așa și în fotografie. Uneori este mai greu. Aparatele moderne sunt atât de ciudate, făcute de oameni de pe altă planetă, nu sunt cont de fotografi. Și 25 de butoane în timp cu acțiune este prea mult. Și desigur că lumea merge pe automat, dar lumea care mai știe câte ceva și a făcut analiza propriilor erori, lucrează pe M. Așa, cred eu. Altfel, pățim ce și-a imaginat un critic de-al lui Carte Ebrest. Omul a căzut în arcul și nu a mai fost fotografiat. Pasul 5, cel mai greu și cel mai important pentru mine și sufletelul meu dornic de succesul domeniilor voastre. Se numește etica profesională. Eu am spus chintesența, pentru că este al cincilea pas, patru de bază. Cei patru de până în clipa asta sunt patru de bază. Dar chintesența deasupra putește și ea nu trebuie să ne scape, ea fiind cel mai important lucru pe pământ. Aici intră și fake news și montaj și toate astea. Vă dau doar câteva exemple. Imagine care a fost în conjurul presii de specialitate cu Brian Wolski, care a îndrăznit să facă din două imagini una și a plecat și din profesie. Bine că nu s-a apăzut mai rău ca alți fotografi care au fost criticați. Eu îmi permit să critic doar oamenii foarte mari. Fiindcă eu sunt mic și astfel mă apropie de ei. Nu mă bat pe umăr, dar încerc să le văd marilor secrete. În față este Robert Capa, una din fotografiile celebre ale presiei mondiale, pe prima pagină Life. Un soldat republican cade, fiind împușcat în război de Spania, reducerea din Spania. Deci a fost publicat pe prima pagină Life. Asta e tot ce pot spune despre această imagine. Asta înseamnă foarte mult. Va fi o tentativă de critică sau de cercetare și a doua fotografie, de asemenea extrem de populară, care a întors războiul din Indochina spre pace, între altele și ea, este
fotografia făcută de Mick Wood, se numește Copii fug dintr-o localitate bombardată cu napalm. Napalm e un lichid care arde și nu poate fi strâns cu nimic și dacă ne merge pe corp, provoacă injurii serioase. Deci încercăm cu capa să vă spun care este area problemei. Eu nu știu răspunsul, nu știu rezultatul, nu știu adevărul, nimeni nu știe, dar ea trezește foarte mult probleme. În primul rând, capa era anii 30, se obișnuia setting-ul, set-up-ul. Ăsta și jubilează, ridică, exprimă bucurii, mimează. El e fotografia și a venit ideea, de câte știu eu, fiind dânsul în tranșee, să treacă în fața lui un ostaș cu pușca în mână, care a fost și împușcat dinamic, făcând acest moft al marelui fotograf Robert Capa. Vă imaginați, deci asta la etică modernă este absolut permis să îndrăznești, să schimbi mersul evenimentelor. Sunt unii și una de fotografii neutilizate, neînțelese de fotograf, decât să-i pui să alergi pe câmp, sau să mineți de fericire sau entuziasm. Astăzi așa ceva nu se face. Atunci era regulă. Tot Capa a făcut mare fotografii absolut celebre. O cunoașteți, este debarcarea în ziua D-Day, Normandia, și ori a tremurat mâna, ori s-a întâmplat ceva, a făcut o fotografie care, dacă știți bine, a fost și obiectul inspirației pentru salvați ostașul Ryan. De aici s-a inspirat regizorul și scenaristul. Capa este minunat și el nu se va supăra pentru punctele de întrebare, semnele de întrebare puse de mine mai sus. Tot Capa și tot dânsul, nu știu, ați fost vreodată la debarcare în Normandie, dar e foarte complicat. Deci cum a fost? El a stat în tranșea asta, autopilat, și omul tot a alergat în pauză și în pace. Foarte altă în tranșea. Iar se trăgea probabil de aici. Asta e situația. Istoricii, rudele, fratele sau Cornel Capa, care este un mare fotograf și mecenă, încearcă să demonstreze că nu este așa. Alții au găsit toate arhivele lui și nu au identificat aici, în ștraie fără marturi, fotografia tare, dar nu contează. Deci să mai iau puțin de Nick Wood, care a luat și o press photo și mi se pare că și, nu sunt sigur, tot a făcut mare revoluție în fotografie. Uitați-vă cum arată fotografia, de fapt, dacă țineți minte, era tăiată, dar de fapt era așa. Era o acțiune aranjată de fotografia unor copii răniți cu napalm, cu pieile arse. Aici aveți omul ăsta din dreapta, soldatul ăsta, rebobinează pelicula, deci meserie bani. Ca să vedeți mai bine, am încercat să schimb contrastul. Deci subiectul lui Nick a fost doar atât, ciudat subiect, pentru că băiatul în prim plan ieșea. Iar adevărul este ăsta, care vedeți, acesta este Nick, altă fotografie, altcuiva. Era o echipă care își făcea subiectul, cum obișnuiesc jurnaliștii să stea, să dea busta peste un eveniment. Dar copiii ăștia au alergat de multe ori. Cineva spune că la episodul ăsta ostașul spunea go, go, adică să mergeți să alergați pentru fotografie. Și asta e marfa războiului. Nu știu că războiul este crunt. Fata, dacă vedeți, a fost deja bandajat, îngrijită, i-a suferit mari traume psihologice și de orice fel. Ea acum este Kim Fook, este în Olanda, femeie în vârstă, a povestit de multe ori. Tot ce este bun în povestea asta atât de stranie a lui Mick Wood este că fotografia s-a avut un scop, o misiune, un mesaj atât de puternic încât războiul și din cauza asta a fost oprit. Pentru că napalmul, din câte știm de alte documente, bomba a căzut întâmplător asupra acestui sat și probabil era dintr-o navă americană.
iată, toți scene. Încet, încet lumea a început să răspărească subiectul. Sunt și filmări care sunt oribile. Iată, aveți în față pe Nick. Este în redacția New York Times, încearcă să spună, să convingă lumea. Dar lumea este așa cum este astăzi, are alte principii și tot lumea de astăzi înțelege și marele merită al lui. Alte fotografii trucate, care a luat și Pulitzer, a fost foarte bună, dar nu știu cui, mi se pare că nu autorul, dar editorului se pare că crește o bară din capul personajului central și a retușat-o. Dar în cei neurmă s-a întors la adevăr și acum este recunoscut în toată lumea. Deci nu încercați să manipulați, să retușați. Din cu acea tragedie despre care vom vorbi, probabil altă dată, sau poate îmi punem o discuție pe pagina de Facebook a mea, despre execuția unui soldat în stradă, care tribunal, așa cum se mai întâmplă, eu credeam că l-am închis. Cer scuze, stimați prieteni, oamenii ieșe de acolo, luna, de că nu mă deranjați, nu știu ce. Lucru care a provocat indignarea profesioniștilor, mult mai târziu, e o poveste foarte lungă și dureroasă și aici. Ofițerul este general, a plecat în Statele Unite, internat rău, până era recunoscut. În fine, unde a vrut să ajungă? Nu toate ororile pot fi fotografiate, mai ales clipa morții, este un tabu nedeclarat. În general, morții sunt foarte atenți cu acest lucru. Încercăm să mai vedem ce fac ai noștri, am văzut că rețea o fotografie minunată istorică, dar nu e la masă, nu știu ce am căpt aici. Și nu folosiți imagini de ocazie pentru o reportaj de domniilor voastre minunate. Tariful la gaze este foarte important. Dar colegerea unor imagini întâmplătoare cu mână, cu bani, este absolut crimă jurnalistică. Deci așa ceva nu se face. Aici facem ultimul pas din metode. L-am făcut așa. Călcăm răul să rămână numai ce este bun. Și cu pași grăbiți, îmi pare foarte rău, mergem peste text, caption. Eu așa înțeleg meseria și disciplina. Fotografia trebuie să aibă text. Simplu, într-o propoziție spunem cine, ce, unde, ce și când. Nimic mai simplu. Un pic de antrenament și un pic de simț la adevărul. Spre exemplu, imagini care nu spun nimic. Vedeți? Imagini nu spun nimic. Imagini, asta e imagini de mea. Tot nu spun nimic, doar în clipa când scriu. Jos. Un grup din membri au știri că zăcesc din Ocru, Odessa, bla 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 bla, transmisie. Militarista stânga nițul, foto Nicolae Proba. Deci așa această imagine devine clară. Doar așa. Sau acest pricol, această poantă cu o câine, o cățelușă, bla bla bla, și țâncii de la un gang, este atrasă din mirosul salamului. Ar face în conjurul lumii. Iarăși am o fotografie când cățelușa a ciordit-o de salam și era încă mai cuant. Dar trebuie să scrim adevărul că vânzătorii de carne și vânzători este cine și ce fac. Până la punct, l-am pune să faci și neprezat în apropierea pieței centrale. Duminică, când? Și cine și-a mai spus despre asta? Am dat telefonul la primărie și purtătorul de cuvânt, nu spun cheamă, mi-a spus că comerțul stradal nu poate fi reglementat din foarte multe motive bine constructive. Și cu asta am terminat acest purtător de cuvânt. Dar mi-am făcut datoria. Sau musulmani rugându-se și fiind ridiculizați de fotografi, am văzut lumea. Dar, de fapt, dacă pui textul, e cinstit, informativ și onest. Sau simți și oneste totul în anul. Aici scrie că musulmanii în timpul rugăciunii la Ramadan se roagă moschia din Chișinău, iunie 2015, fotografie de Nicolae Proba. Din cu acest scrie că toți tineri musulmani și amenajează
sala după Ramadan pentru rugăciune care va urma în scurt timp. Fără asta, lucrurile sunt moarte, fără text, moarte și murim și noi dacă nu o facem. Deci, fotografii plus caption plus componenta etică. Fotografia, am vorbit de câțiva pași, caption este simplu, cu gramatică și experiență de carte. Componența etică este filozofia de viață, conceptele noastre, de tot ce vreți, iată, studiată și fixată în contractele de muncă și în condițiile pentru care a fost primit la lucru. Plus, încă ceva, am spus că nu am definiție. Bun. În funcție de Viorica Zaharia, care la ediție, eu încerc să deslușesc câteva din codul etic fotografilor americani sau Asociația Națională a Fotografilor Americani. Este cea mai tare asociație din lume și ei dictează modul inclusiv în aspectul etic și profesional. Deci câteva lucruri le-am semnat cu roșu. Sunt... Sigur că da. Tocmai am fost atenționat că trebuie... Am și promis. După ce termin și văd care sunt întrebările cele mai frecvente, pun niște referințe, niște resurse la care puteți să vă abonați ulterior, da? Încă un pas va mai fi. Așa. Deci, contra manipulării, smuiat cu roșu. Să nu te dai ispită de anumite lucruri, să nu faci poante. Fii atent la context, nu rupi subiectul din contextul general. Tratează-ți oamenii cu care lucrezi cu respect și demnitate. Lucruri absolut obișnuite, dragi mei, dar ce să vă spun, nu ne vine greu anume la cele obișnuite și la lucruri banale. Să fii cu minte, corect, să respecti legea, să fii sănătoși și prinde bani. Îmi vine foarte greu, de exemplu. Și mai fiind un sfert de ceas la mijloc, considerațiuni finale, aveți ce spune aici. Așa, asta am vrut să neapărat să vă fac atenție. Evitați contactul sau orice comportament, orice combinație a dumneavoastră cu oameni din politică, oameni din forurile civile și oameni importanți din business. Deci trebuie să fiți independenți. Cu alte cuvinte, tradus pentru spațiile noastre, nu mergeți, nu desindeți cu, nu mergeți cu poliția care desinde la un caz, fiindcă deveniți prietenilor în ghilimele și altă dată poate să vă arăge să mergeți la un anumit caz. Nu mergeți cu mașina lor, nu oferiți bere, țigări oficialilor, nu luați de la ei nimic. Trebuie să scrieți, să fie scris pe chipul dumneavoastră luminos că sunteți independent și plin de demnitate. Este foarte important să nu ai cu nimeni treabă în lumea asta, doar cu subiectul tău, cu oamenii cu care lucrezi pentru un subiect fotografic. Și care trebuie să-i respecti integritatea, să-i respecti integritatea lor, vedeți în punctul 6. Și ultimul punct care este important și spun că o zic, studiați și completați, interesați-vă ca să fiți buni în etică și în meserie. Și am pus piciorul cu ultimul pas, cât e ecranul de mare. Viorica, eu parcă am tot spus. Acum vreau să văd dacă este ceva de vorbit cu prietenii noștri care ne-au ascultat cu răbdare. Dragi colegi, jos, aveți un buton să închideți, nu-i? Nu găsiți? Așa. Dragi colegi, avem acum ocazia să-i punem întrebări domnului Pojoga. Dacă cine vrea, cine are întrebări, vă rog să deschideți microfonul și să întrebați.
Închizi mai vorbești, da? Să întreb eu pe fier. Dacă nu întrebați, eu fac revista prieteni. Cea mai tristă. Pot să adresez eu una? Haideți, Pedro. Domnul Pojoga, eu aș vrea să revenim la subiectul cu fotografia de la evenimente. Da. Mie încă nu mi-este clar care fotografie de la eveniment, de la un anumit eveniment, este relevantă pentru a fi publicată. Foarte simplu. Deci o fotografie adevărată, evenimentul să fie doar el, depinde ce eveniment, dacă e demonstrație, meeting, da? Atunci trebuie să se vadă această demonstrație într-un mod, dacă e posibil, inedit, deosebit de cele care ne-am săturat până în vit. Trebuie făcută corect, creativ, din nou, eu vorbesc ca în Wikipedia acum, peste tot apar hiperlink, trebuie să mergem. Și vorbesc lucruri banale, ca Wikipedia e banală. Asta e situația. Dar să știți că primul succes când vei face altceva peste cuvinte, altceva, la început, pentru început pare firă acest altceva, dar încet, încet, prin stil. Sfatul meu este următor. Dimineața, înainte de muncă, știind că azi ai eveniment, te uiți pe marile portale de fotografie, New York Times, care vreți, câteva sute, cum notez. Și vezi ce face lumea azi și ieri. Pentru că contextul, moda înseamnă context. Ce este azi la modă, mâine nu mai este. Ce face lumea bună, presupunem că lumea bună, din ziarele mari ale lumii, ce a făcut azi? Și vei găsi în mod simplu de tot anumite idei. Și pun în cap, azi fac în stilul ăsta. Nu copiez, că nu reușești. Dar faci în stilul ăsta. Reprezint, să zicem, mitică mare gabinită. Prin un portret. În niciun caz portret de copil care duce drapelul sau poliție sau nu știu ce. Poliție, da, fără poliție nu este nimic. Fără clădiri, fără copaci, este recomandare. Dar atunci când este vorba de un eveniment într-o încăpere, într-o sală. Deci un portret. Noi s-a prezentat fotografie cu 7 persoane care ele stau cu spatele. Acolo portret, există în acest eveniment persoana cheie. Fie vorbitor, cheie pentru ei, fie cheie pentru dumneata, că vrei să iei un interviu, să faci un portret. Ion Ionescu, după ședință, mi-a spus cu tare lucru. E mult mai frumos și mai corect decât că această fotografie, era să zic banal, dar așa este. Altfel. Deci nu este relevant să publicăm o fotografie cu persoanele care au participat acolo întreaga... Nici pentru poliție, nu mai este interesant. Cine a vorbit? Cu Vieru vorbesc. Da. Deci nici pentru poliție nu e interesant. Este banal. Este un om fără, absolut neajutorat face așa ceva. Scuze. Da. Mulțumesc mult pentru intervenția ta și nu-ți fi frică. Eu țin minte de la școala de jurnalism încă. Parcă era mai îndrăzneț. Mă uit pe blogul tău să ții minunat acolo și să mai vorbim și în privat. Dar oricum, privat nu există, că toată lumea vede ce face. Mulțumesc mult, domnul Bărbuia. Dar de ce vorbești de interior? Închis cineva, te-a obligat să stai închis în cușcă sau îți place în interior? Nu. Sunt multe evenimente care au loc în interior anume și deseori se întâmplă că nu ai o fotografie relevantă. Îți iau interior. Cine de taină au șăzut? Întâlniri de afaceri. Întâlniri de afaceri nu se face niciun fel. Tu ești comunicator. În cazul ăsta lucrezi cu ei cu metodele de la facultate, la lumea. Acolo există altă religie, dar ca fotograf trebuie să fii bun. Fii atent. În regulament sau în principiile comunicare sunt scris negru pe alb, cum trebuie să fie lucrat.
Dar aici îți pui la bătaie și abilitățile de fotograf anume în modul în care am vorbit noi, folosind tehnica fotografică, folosind armonia, folosind ritmică. Te uiți ce face lumea. Scrii business pe Google, business photo și vezi câtă lume bună. Sper că nu te-ai supărat. De ce? Mulțumesc foarte mult. Nu am răspuns. Nu mai am, poate mai ai cineva care s-a abonat cu o întrebare. Ok, întrebările care au fost studiate? Da, altă dată sau acum, care sunt mai repotă. Asta cu ochii roșii și... Văd că cineva a întrebat pe rețea cum se scoate ochii roșii. În general îmi place să scot ochii nimănui, dar ochii roșii sunt o aplicație de clasa întâia. Îi face negri în ochii roșii și proverbul cel românesc. Cine nu are ochii negri, se rupe și albaștri. În Photoshop? În Photoshop, peste tot. Scriți Red Eyes How To pe Google și veți avea o mie și una de discuții interesante cu lume având aceeași problemă. Și cineva a întrebat totuși, setări automate sau manuale? Eu cât sunt de grozav, dar când sunt stresat, lucrez cu setări automate. Pentru că manuale trebuie să fie un mediu neschimbător manual. Am lumină străzi și am fixat-o, am făcut câteva măsurători, câteva probe și sunt sigur că e pus bine la punct aparatul. Dar când sunt în așteptare unor lucruri necunoscute din mine sau mă mișc de afară în interior, pun automat, însă am grijă să pun, dacă sunteți atenți, există butoanele din aparat, plus, zero, plus, minus. Când mișcați unul din una din rotițele din țate, 1000 de aparate, 1000 de moduri, adică sub expuneți, minus. Și atunci, în cazul în care avem lumină contrastă ca azi, cum a fost în Chișinău, este imposibil să lucrez cu aparatul la format. Trebuie să fie minus, să vadă bine lumina și albul. Întunericul se corectează în Photoshop. Era albul fotografiat incorrect, este alb, este un spațiu fără informații. Deci asta este recomandarea mea. Lucrați cu automat, dar cu multă atenție, cu probe. Ros sau JPEG? Am citit undeva că și la unele condiții de fotografie se acceptă doar JPEG. Unele sunt la vreo mii de competiții mari și foarte importante și de fiecare dată aceste structuri trimit sau publică condițiile de primire a lucrărilor. De obicei, JPEG sau TIFF, RAW în cazurile când există îndoială sau bănuială că a fost modificat dramatic, RAW fiind un fel de negativ digital, dar eu nu vă recomand să lucrați cu RAW, pentru că el ocupă foarte mult spațiu și este deosebit de greu de muncit cu el. Pentru spațiile noastre sRGB, Adobe sRGB, adică cel mai popular și vizibil în toate mediile, în toate browserile și toate printerile în lume, este corect să luăm standardul sRGB sau setăm dintr-o dată. Mi se pare că multe aparate vin cu acest standard din magazin și se face un RAW doar atunci când avem și noi o idee de peisaj sau să facem un poster cândva mare și calitativ. Atunci facem click pe RAW sau setăm și vom avea un negativ cu foarte multe posibilități de colorizare, corecție, ton, foarte multe, adică original, fiindcă aparatul de fotografiat, nu este un secret, este un mic calculator. El primește un RAW și o transformă imediat în ceva ușor de mâncat și ușor de trimis pe rețea sau de publicat.
Asta este. Eu n-am auzit de competiții care cer roa, dar se poate întâmpla. Probabil în ziare de modă sau în revistii de modă, ceva foarte sus. De obicei, noi răspundem pentru materialul trimis. Avem de o parte pus în câteva locuri minunatele noastre fotografii pentru concurs, în caz de să întâmple ceva cu cartofa sau cu arhiva noastră. Ținem un disc acasă și unul la vărul meu de dispărere. Sunt sigur că și eu și ele vom pierde. Dar trebuie să păstrați lucrurile în câteva locuri, dincolo de orice glumă. Dacă lucrăm cu robă, riscăm să fotografiem într-o zi o pisică sau o vrăbiuță și să ne ia tot spațiul de pe cartă și disc și să ne norocească. Puteți să închideți dumneavoastră ca să arăt cu fotografii și cu asta închidem. Deci, dar a zis alt postav, ca să nu mai... Asta știam și eu din fotografie, știam și eu, dar nu știu. Alt postav și merg pe... Aha. Mă opresc la ce ești în timpul meu. Ok, bun. Haideți că deschideți. Eu sunt închis, da? Da, să vin acolo? Nu. Eu încerc să fac share la ecran. Și ai niște fotografii pentru revista presie faci? Da. Nu, dar nu. Uite ce revista presie am eu, vezi? Vedeți la dumneavoastră ecranul meu? A, da. Așa. Nu pot să... Uite, nu pot, nu mă aud, îmi pare rău. Comentați, vă rog, această fotografie. Vă dați seama să-mi dau voce mai mult. Da. Mi se pare o fotografie bună. Nu sunt excepții cu minunatele rămurici care cresc în spate. Este bună. Sunt eu niște tare multe obiecte care nu m-au mai interesat. Așa, nu mai fi. Inclusiv în Ierocaș, ca comunicator. Asta vreau să văd și nu-mi place. Deci, a propus calculatorul tău aici, tu trebuie să faci curat pe ecran. Eu îl văd cu tot fel de aplicații. Este așa, mai ai încă ceva. Francez, ai ceva? Da. Și mai, mai, ai, și mai ai, nu? Mai fă un minus la ceva. Mă depase Yahoo. Așa. Așa, închide Yahoo. Nu, no, vezi cum e greu să lucrez la așa mașină. Nu văd. Este și Viero în dreapta? Da. Eu văd numai mânuța lui. Dar ce ocazie apare el aici? Nu, nu, asta e mână de fotografie. Este o mână de fotografie. A, fotografie întreagă. Da. În cazul, mie îmi place foarte mult persoana, ce atitudine drăgălașă și îngăduitoare față de fotograf. Dar nu-mi place mult ca fotograful ăsta. În primul rând, trebuia să... Se vede cursorul meu? Nu. Nu se vede. Trebuia să aibă grijă atâta mult, de mult spațiu deasupra capului. Doar amatorii fac lucrul ăsta. Și de anturaj, desigur, și multe obiecte, multe informații neconvingătoare. Evident, aici există o mână mobil, altă mână de jumătate. Decât persoana și portretul. Plus fărăcii care asupra capului. Da. Minus. A, acum o văd mai bine. Păcat, jos, partea de jos este îndezatul, partea de sub este îndezatul, subiectul este. Codrapierele astea de prin birouri, bine ar fi, fie ca la statele mici, este serviciu poziționare drapierele. Fiecare cută se ajustează la înălțimea președintelui actual și se grijă mare. Deci dacă aceste două minunate stau undeva deoparte, deoparte vor rămâne ca un fotograf. Și la trei veșnic rămâne ca ceea ce pare artificial. Mai am, nu? Rău am fost. Nu, nu, nu. Ce zice? Deci, lumina, în interior trebuia să facă un minus la setting, la expoziție, minus pe vizor, pe micul ecran
și să aibă, să pierde focus, de clar, clar e făcut pe perete, aparatul nu este din ăla. Dar faptul că un cap este puțin tăiat? Da, eu nu văd că e tăiat, dar doi sunt de ajuns. Dacă e tăiat, nu e bine. Nu, vedeți, trei copii, de la care... E mai mic, așa. A, mai mic imagine, dacă e posibil. Așa? Așa. A, desigur că nu e prea bine. Acest profil din dreapta mea este un profil atât de regălaș, este lipsit de presiune. Nu e bine, se poate făcut cropping aici, este simplu. Sau mai este și cropping din mers. Fotograful se dă lateral și în spate și are figura băiatului cu mâna întinsă, proiectată alături cu figura băiatului cu haină cu dungi. Deci poziționarea, din capul locului am spus, display și racursiv. Nu ai venit aici, nu te-a bătut, nu s-a bătut acolo și piloane și stanțele, te-a ținut. Așa tu trebuie să ne și în sus, în jos, în stânga, în dreapta, înainte, înapoi. Încă una? Aici? Mai bine, asta e fotografie sovietică de propagandă. Copilul bun versus doi copii răi. Și mai personat, mai interesit, nu-mi place așa ceva, din simplu motiv că nu este etic. Copiii nu prea au ce căuta în ziare, în general. Dacă e reportaj din școală? În școală există foarte multe abordări cu copiii, așa că altceva, dar doar ei se figureze fără profesoare. În America asta mi-era să facă. Doamne ferește, și ne ajunge și primul. Până la primul proces. Aici? Aici încă nu s-a discutat ceva. Deci chiar și poveste, propagandă, toate asilitoare prin plan, nepoată de repetare. Asta chiar putea fi bună dacă avea un teleobiectiv, să facă un proiectul de la locului, să ne descurete. Sau băiatul din mijlocul, fix, e clar, restul neclar, cum am discutat la episodul 2, și era un ceva fotografie. Asta este cu toată supărarea mea. Pentru poza, mai bune cifre, altfel, și în loc de fereastră are o gaură în urma unui mare bombardament aerian. Ok. Mulțumesc. Ce se vede pe ecran? Mă văd eu, foarte frumos, și o să văd fotografiile tale. Așa. Da, pot să vorbesc și eu. Dragi colegi, dragi participanți, am depășit puțin timpul. Dacă mai aveți întrebări, probabil rugăm pe domnul Pojoga să răspundă repejor, dar văd că nu au apărut deocamdată. Dacă nu mai sunt, ne permitem să încheiem webinarul. Îi mulțumesc foarte mult domnului Pojoga pentru ce ne-a prezentat astăzi. Vreau să vă amintesc că video de la acest webinar va fi plasat în curând pe pagina media forum, o să puteți să-l revedeți, să reanalizați totul. De asemenea, domnul Pojoga va face pentru noi un ghid, ceea ce înseamnă câteva pagini scrise, cu regulile care ni le-a arătat și cu alte lucruri pe care ni le-a demonstrat astăzi, doar că el va fi gata puțin mai târziu, într-o săptămână, două, care din nou va fi publicat pe platforma mediaforum.md și veți putea reveni oricând la acest ghid și îl veți putea răsfăi atunci când veți avea dileme profesionale, veți putea să-l consultați. Vă mulțumesc frumos. Dacă eu închid... Ca să spun și eu cu gândul de plecare. Și eu vă mulțumesc pentru asistență. Cred că putem continua. Eu cred că de multe ori am fost mai puțin și decât ne-am dorit. Nu am simțit prea mult prezența domnilor voastre. Dar asta este, așa e miserie. Și putem discuta orice pe pagina de Facebook. Nu vreau să promovez aici, ca să le spun.
mai sunt Nicolae Pojoca pe lumea asta, ghiciți care sunt eu și bine ați venit. Mai discutăm și acolo. Îmi place foarte mult subiectul, eu chiar sunt trainer autorizat pentru jurnalism, dar eu sunt campion la vorbit pe rețele, vorbesc cu clienții, vorbesc cu toată lumea și nu urmează sfaturile mele. Cred că așa o să fie încă mult timp, doar până în clipa, va putea fi mult timp până în clipa de astăzi. Am încercat să lucrez cu API, să lucrez cu Mediaform, pentru acest webinar. Încă o dată mulțumesc tuturor, ați scăpat de revista Tresi, am scăpat și eu, și mai fiți preocupat cu asta. Și să ne mai vedem, să ne auzim de bine. Succes, în meserie, nu uitați să vă interesați ce mai este lumea asta, că nu sunt termină și nu sunt se. Vă mulțumim. La revedere. Da. Scuze. Bănuiesc că da. Scuze.